Are 8 case și se declară milionar în lei. Vorbim despre unul dintre membrii Consiliului Superior al Magistraturii, profesorul universitar Teodor Cârnaț. Fostul consilier municipal spune că nu și-a făcut avere din activitatea didactică, ci din afacerile în domeniul imobiliar. Afirmă că s-a îmbogățit din banii obținuți în urma stagierii sale de 3 luni în Statele Unite ale Americii. Potrivit declarației sale de avere, Teodor Cârnaț deține în prezent împreună cu soția o mașină și 8 imobile, dintre care 7 în capitală. Deși averea sa este una impresionantă pentru o persoană publică din cel mai sărac stat din Europa, Cârnaț spune că și-a acumulat-o legal din venituri obținute în calitate de avocat, profesor, agent de pază, vânzător de automobile și afaceri cu imobiliare. Adică a făcut bani și poate a făcut bani. Asta e viața. Primii 20.000 de dolari ar fi câștigat încă în 2002, când ar fi vândut o casă cumpărată la un preț de 10 ori mai mic. Tot atunci ar fi plecat în Statele Unite ale Americii prin intermediul unui program de cercetare științifică, de unde ar fi primit diurne săptămânale de 1.000 de dolari. Cârnaț mai spune că în 2003 a cumpărat un teren de 6 ari în prestigiosul cartier Valea Morilor cu doar 3.000 de dolari. Pe acest lot a ridicat două case, una de 180 de metri pătrați în care locuiește împreună cu familia și alta de 70 de metri pătrați. În 2005 a construit în inima capitalei două cămine cu suprafețe de 250 și respectiv 640 de metri pătrați, în care dă închirie în total 29 de camere. Spune că a ridicat clădirile din bani obținuți la nunta sa și ar mai fi împrumutat. S-a însurat cu fiica actualului vicepreședinte al Comisiei Electorale Centrale, Ștefan Urâtu, care ulterior i-a fost șef în cadrul Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova. În 2012, când deținea deja funcția de consilier municipal, juristul a cumpărat încă o casă în centrul Chișinăului la prețul de 450.000 de lei. A demolat-o ulterior, iar în prezent construiește alte două imobile, unul de 1.000 de metri pătrați, iar celălalt de 240. Odată cu dare în exploatare, proprietățile urmează să fie date în chirie. Dacă ați fi de toată averea dumneavoastră, cred că am avut parte, cam cât credeți? Eu cred că cel puțin vreo 5 milioane de lei.